Bun găsit, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Vom discuta în ediția de astăzi a emisiunii despre investiții, proiecte în Comuna Bustuchin și am alături de mine pe domnul primar al Comunei, domnul Ion Ciocea. Bună seara, domnule primar, vă mulțumesc că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Bună seara, trebuie să spun și eu că sunt gazdă. Chiar dacă este mai lumină, nu? Dar asta este, așa este în presă, așa e în televiziune. Deci, știi, nu-mi țin cetățeanul cu televizorul, nu? Dar ce să facem? Asta e. Eu vă mulțumesc că ați venit la Bustuchin. Domnule primar, aș vrea să discutăm despre proiectele pe care dumneavoastră le aveți în desfășurare, pe cele pe care deja le-ați finalizat, dar și ce aveți în plan pentru viitor, pentru că am observat tranzitând comuna dumneavoastră că este un adevărat șantier, se lucrează cam peste tot în comună. Dar aș vrea să ne povestiți dumneavoastră despre lucrările care în acest moment sunt în desfășurare. Da, eu vă mulțumesc pentru că sunteți unii din reporterii care, sau să zic moderatorii, care mai spun și adevărul, mai arată și realitatea, o prezintă în speță, dar de multe ori nu mai prea vreau să fac emisiuni, să particip la emisiuni, să mă laud că am de lucru, pentru că, așa cum spunea dumneavoastră, mai în glumă, mai în serios, deranjăm pe mulți. Dar asta este, să-i deranjăm cu ceea ce facem. Și e bine că avem cu ce să-i deranjăm, da? Poate îi puneți un pic la muncă, văzând că la Bustuchin se întâmplă lucruri, poate și în alte localități edilii reușesc să se mobilizeze și să vă ia ca exemplu. De asta am și insistat ca să facem emisiune, să dăm și exemple de așa, da, nu numai exemple de așa, nu. Da, e un lucru bun, vă mulțumesc încă o dată, mă repet. Eu nu vreau până la urmă că sunt colegii mei primari și fiecare vreau să vă spun că din răsputeri și din ce știe să facă și din ce poate și-ar dori și vrea să facă mult, mult pentru comunitate. Poate eu am avut și un puțin noroc că m-am născut mai devreme, că am lucrat până am lucrat, că am avut prieteni mulți și să nu uitați că dacă n-ai prieteni, nu faci nimic. Prietenii întotdeauna te ajută și poți să dai înainte. Am cunoscut oameni de valoare de-a lungul timpului. Eu am fost un om corect față de ei, ei au rămas corect față de mine și vreau să spun că acolo unde am bătut la ușă mi s-a deschis. Dar nu numai asta, ci aici vreau să le spun, nu să-i învăț, că trebuie să avem, să fii cu un pas înainte să ai informația în tot ceea ce privește programe, proiecte. Mă amintesc că după primul mandat, după al doilea, presa mai răutăcioasă, cum e și acum, cum aveți, că sunteți și oameni, știți cum e, ca în toate și în primărie și în presă, pădure fără uscături nu e. Normal. Mă criticau că mă plimbasem în toată lumea și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut puterea și să trec peste aceste obstacole, fiind ei care mă criticau, prin articole care le făceau, că mergând afară mult, să știți că am fost în toată lumea, mi s-a deschis creierul puțin tel așa, adică ce a însemnat... Ați văzut diferențele dintre România și alte țări... Și ce s-a întâmplat, văzând că ei s-au dezvoltat, de exemplu, în Spania, mi-amintesc că n-au terminat, eram chiar în anul când s-a terminat fondurile europene, eram într-un orășel, Caleria. Dom'le, le vrea să le plâng acești primarii, oameni care s-au ocupat de proiecte. Dom'le, noi ne-am realizat din bani europeni. Bine, și altă mentalitate, au profitat de timpul acela, au folosit banii poate 101%, nu ca noi 20-30%, dar de ce noi am luat 20-30%? Pentru că însuși, prin aceste organisme de fonduri europene care s-au creat la nivelul României, la început, ei erau atât, acești oameni erau atât de fricoși, că la un moment dat când te duceai să le ceri o explicație pe, eu știu, pe un formular, să le ceri o părere, pentru că nu ne-am născut învățați. Domnule, trebuia să te ajungi chiar la toaletă să-ți explice, să-ți arete că îi șopteau unul și altul, eu știu de ce făceau, îi reclamau și domnule, îi dădeau afară de la servici. Ei, asta este, până la urmă, procentul scăzut care se află în România. Se pun piedici și în loc să-l ia de mână și să ia poate și unul din mână și să-i arete, trebuie făcut așa, așa ca să fie bine, atunci, nu știu, nu pot să spun nimic, că mi-e frică că îmi pierd locul de muncă.
Deci reticența asta s-a creat datorită de cărui fapt? Pentru că acești oameni n-au plecat afară mult. Dacă ei se duceau să vadă că cei de afară plângeau că s-a terminat fondurile europene, fi sigur că aveau altă mentalitate. A, după 5, 6, 10 ani, au început și la noi să înțeleagă că locul lor de muncă sau scaunul lor depinde de procent. Și au început să devină cu brațele deschise pentru publicul care cere ceva, care dorește să ia ceva, în speță primari și oamenii care sunt la primării pe fonduri europene. Dar spuneam că eu mergând afară, văzând că nimeni și nu era legat, văzând că tot ce produceau banii europene era bunăstare, era creșterea vieții și, până la urmă, comunitatea de acolo beneficia de aceste lucruri, eu am fost unul din oameni și am spus așa, dacă nu voi fura, de ce să-mi fie frică? Și atunci am luat banii europeni. Vreau să spun că la anterior m-a întrebat cineva și dar cred, că am, ajuns, cred că am ajuns la 1000 de miliarde, cred că. Mă uitam, de făcut am așa, ciornă. Măi, acolo atât proiectul, atât miliarde de atât. Ei, gândiți-vă că acești bani au dezvoltat comunitatea din Bustuchin. Și nu întâmplător mulți, de multe ori, în loc să ne aprecieze, ne invidiază. Ce ați făcut, domnule primar, concret pe fonduri europene în localitatea dumneavoastră? De când ați început dumneavoastră să atrageți astfel de fonduri? Dar ce n-am făcut? Totul am făcut din bani europeni. Încă din 2002, din primul sapart, mi-amintesc că sunt 4 drumuri care le-am făcut, 2002. După aceea am făcut un... Mi-amintesc că am făcut acea asociație de dezvoltare comună a Bustuchin cu Berleștiu și am luat un proiect de 11 milioane de euro. Ia gândă, 11 deci milioane de euro... Deci ne-ați creat această asociație intercomunitară încă dinainte deci, ca ea să apară. De ce? Pentru că atunci am simțit că dacă ai asociație de dezvoltare, care erau foarte puține în România, și în speță vorbesc de regiunea sud-vest Oltenia, că eu aici mergeam să iau banii, și acolo un punctaj, era cu totul aceea, aveai mai mare prioritate. După aceea, lasă, ia câtă credință cu program prelungit, este din bani europeni, piața din bani europeni, parcul din bani europeni, chiar această primărie am reabilitat-o și modernizat-o din bani europeni, mi-amintesc drumuri, apă, canal a fost în acel proiect, două microbuze, burdo excavator, deci ca și utilaje, un autogreder pe care după aceea l-am dat la Berlești și l-am împărțit, l-am dat un microbuz ei, unul eu. Tot ce a făcut, am pierdut un singur proiect, deci toate măsurile le-am atacat, cum se spune, am depus proiecte și erau un 4-3, spunea grupul drumuri de exploatare. Și acolo am avut 100 de puncte și au fost 39 de milioane de euro pe regiunea sud-vest Oltenia și au fost 43 de proiecte. Eu, de având două drumuri, am avut două poduri, m-a trebuit să investesc mult în poduri ca și proiect, valoare în proiect și trebuia să facă o departajare pentru că trebuia să ai proiectul la cât se putea, la 1 milion de euro, că te depuncta. Și vrezi că la 39 de milioane de euro a luat 39 de comunități. Iar de la 39 la 43 diferența, a trebuit să găsească Ministerul Agriculturii de atunci pe măsura asta, departajarea. Care a fost departajarea? Care are cei mai mulți kilometri de drum? Și firesc că ăsta l-am pierdut, pentru că unii au făcut poate cu piatră, alții n-au avut poduri ca mine, dar nu sunt supărat pe asta, dar am spus, e singurul proiect pe care l-am pierdut. După aceea, 7-2, l-am și acum, sunt în derulez un proiect, tot cu bani europeni. Deci, ia câte dacă aș sta să mă gândesc că am comunitatea, am făcut-o numai cu bani europeni. Nu nec că pe timpul alea, când era domnul Mischie, când era domnul Toni Greblă, când eu aveam proiecte europene, mi-amintesc că la un moment dat, într-un mandat, eram atât de invidiat că erau 10 miliarde de cofinanțare. Iar eu am făcut un mare scandal, că așa era atunci și acum este, prioritate când era rectificări, trebuia să dai la cine avea proiecte europene pentru cofinanțare. Și atâta m-am simțit de strânjenit, nu jignit, dar strânjenit, așa. Mă uitam că toți primarii se uitau la mie că mi-a dat 10 miliarde. De-a fi să-mi dea mie, că eu aveam proiect mare și îmi trebuia cofinanțarea asta, de câte trebuia să o dea Consiliul Județean. Am folosit fonduri guvernamentale, e adevărat. M-am bătut, m-am luptat, nu-ți dă nimeni, să știți că nu vine nimeni, că am văzut că acum guvernul care este acum vrea să dea, zicem, 10 miliarde la fiecare primărie, să o cadoneze. Da, e corect să se dea, să ajute, sau ajută comunitățile care nu s-au dezvoltat, sau mai sărace. Este
corect, eu aș vedea această corectitudine în funcție de proiectele pe care le are în dezvoltare sau pe care și le doresc să le realizeze. Adică nu putem să trimitem banii aceștia într-o primărie unde nu s-au întâmplat absolut nimic în ultimii ani. Da, acum vă spun și ceva. Eu care sunt, care am făcut și mă simt undeva că cetățeanul din Buschichin vi s-ar părea are, normal să luați are apă, gaze, are drumuri, are... Care nu, fac? Nu, eu mă bucur că să dau și la ceilalți. Și mă bucur că guvernul intervine acum să aducem toate comunitățile, că e păcat să fie stați prag să de sărăcie. Că... Dar acei 10 miliarde ce știu eu, am fost când am fost la întâlnirea cu ministrul dezvoltării, vreau să dea foarte mult, pentru că cred că a fost și dumneavoastră la Teatrul David în sală, eu am venit puțin mai târziu, dar din ce am prins eu, știu că vreau să dea acei bani pentru a se face acele stații electrice în fiecare comunitate. Se va trece pe hibrid. Vedeți ce se întâmplă cu mediul. Chiar spunea ministrul în cuvântul lui și l-am apreciat. Nu dăm acești bani să-i aruncăm, ci ne dăm seama că dacă facem acum, când avem bani europeni și putem treaba asta, pentru că peste 4-5 ani posibil, dacă lucrurile se vor desfășura bine, ca atunci să le facem pe banii noștri. Pentru că și de vrem și de nu vrem, lucrurile trebuie să se întâmple. Da, dumneavoastră, dar acest lucru se pretează în comuna dumneavoastră, unde lucrurile sunt făcute. Adică aveți drumuri asfaltate, aveți apă, aveți canalizare. Gaze. Aveți gaze. Ce facem în comunele unde nu există așa ceva? Ne trebuie stații electrice sau trebuie prima dată să prioritizăm astfel de lucruri? Eu am fost de acord acolo când citeam și acum hotărârea de guvern, când citeam tot programul, tot normele metodologice la Angel Salini și la toate legislația care vreau să o dea pe acest proiect. E bine când spune acolo că nu-ți dau bani de drum dacă n-ai apă și canal. Corect. Să nu spargi de 7 ori cum am făcut noi. Asta a fost perioada de tranziție. Asta a fost, dar la timpul ăla nu se gândea că vom ajunge aici, când trebuie să gândim că nu trebuie să facem așa. Să știți că și până m-a durut sufletul când am asfaltat înainte. Dar mai mult m-a durut când a trebuit să bag gazele sau apa sau canalul. Dar oamenii trebuie pentru să înțeleagă că așa s-au dat. Trebuie armonizate, așa este. Dar într-o societate săracă și cu o mentalitate mai sărăcuță, niciodată nu credeam că vom ajunge să gândim așa. Deci acum se gândește așa pentru că, ia câtă, a trecut 30 de ani peste noi. Au trecut 30 de ani și firesc că mulți au plecat afară, au mai văzut și ei. Atunci, să știți că eu când mă duceam în 96, 97, 98 și mergeam în lumea asta și veneam și le explicam când făceam ședințe, întâlniri, se uitau așa oamenii. Dar mă durea sufletul pentru că eu știam că nu pot să-i conving sau să facă ceea ce eu le spun că am văzut că e frumos și bun. Pentru că ei nu putea să schimbe mentalitatea, dar... Chiar am așteptat mult timp să vină să plece afară oamenii. Să știți că faptul că n-am avut locuri de muncă în țara asta și am plecat afară, sunt și lucruri bune. Pentru că îi învățăm să mai educă, care sunt corecți, care sunt oameni serioși. Pentru că unii se duc să ne facă de râs. Dar sunt și destui oameni serioși care se duc după bani, învață să muncească bine, învață să educe și ia către educația, în timp, ușor, ușor, putem să ajungem acolo la nu la perfecțiune. Nu ne vrem, că perfecțiunea e greu. Niciodată cred că nu poți să ajungi acolo. Deși ne dorim cu toții. Ei, acum lucrurile sunt mult mai simple. Și acum vede și nu numai și eu ce aș dă seama că trebuie așa, ci 80 sau 90% din populația comunității că trebuie să facem. Vedeți, asta, eu când am făcut aceste investiții, cred că nu mă durea sufletul când veneam în curte la mine și nepoții mei spuneau tata că ajungeam la bunii sau mie zic tătăiță, ce la 4:30, după și până la piscină sau la bazin, la țicren, la lună, și eu aveam aici, m-a dus sufletul. Ia că l-am făcut acum, dar trebuia să prioritez, a venit pe priorități, prioritizare. Adică, ce era mai scump? Era drum, școală, gaze, apă, ia că tot ce cerea infrastructura care te doare. Care este... Și mai sunt și alte aspecte atunci da. Când înființezi un bazin. Trebuie să știi dacă ai cu ce să-l întreții, pentru că de realizat, ok, îl realizezi, dar trebuie să-ți calculezi bugetul și pentru întreținerea unui astfel de bazin, pentru că am mai văzut primării din județ care și-ar fi dorit să realizeze astfel de investiții, dar au pierdut tocmai pe faptul că bugetul local nu reușea să acopere această întreținere a bazinului pe termen lung. Dumneavoastră v-ați făcut calculele în acest sens? De că nu pleci la drum dacă știi că n-ai cu ce, nu? Eu, în momentul în care
în momentul în care am gândit că fac acest bazin, sigur m-am gândit și la ce se întâmplă pe viitor. Acum am ajuns la bazin, să știți că și bazinul a făcut din fonduri europene. După aceea, făcând acest bazin, s-a ivit pe POCU un proiect pentru servicii sociale și medicale. Și am avut puterea și să mă lupt încât să fim doi din județul Gorj care am câștigat pe România, a fost câte, cred că 27 sau nu știu câte a fost. Și noi doi suntem, să înțelegem, și Bustuchinul au fost cu aceste proiecte care au trecut. Bineînțeles că ne-a dat o penalizare, nu știu, de 1 miliard, 2, dar oricum, parcă 42-43 de miliarde, gândiți-vă, tot banii europeni. Am creat 9 locuri de muncă sau 10 și restul, eu să vă rog, pentru că toți sunteți pe aici și suntem împreună, să mergeți să discutați cu managerul de acolo, să vedeți ce activități fac și cât de interesant a fost acest proiect. Da, într-adevăr, nu las după terminarea, după 27 de luni sau 30 de luni, după 30 de luni, sigur că nu va rămâne o clădire, eu știu cum e un bloc, nu va rămâne cum, nu știu, o sală de sport, dar important este că acolo s-au creat, am spus, 90 locuri de muncă, cu 4 ori ia câte 25 de milioane în mână, că sunt, calificăm 130, dacă nu mă înșel, de persoane defavorizate dintr-un grup țintă de 260, sunt meserii de fochist, meserii de instalator, apă și gaze. De ce l-am ales pe asta, instalator, comuna Bustuchin, când am făcut acel proiect? Sunt doi oameni, dacă se sparge, sunt 800 de gospodării cu gaze, cu apă sunt 100%, și dacă se rupe, se sparge o vetire, și asta sunt doi oameni, după care strigă toată lumea. Și atunci am făcut o clasă, o specializare, unde am calificat, cred că un 30, nu știu cât, da, nu știu cât sunt, o să vă spună băiatul acolo, dar nu contează cât sunt eu, să spun eu. După aceea, am fochiști, iată, la toate școlile avem centrale și la centralele astea mari acum, care sunt pe gaze, cere om. De unde? Îngrijitori. Știți bine, merg oamenii afară, muncesc. Dacă ai și o calificare de îngrijitor la bătrâni, la asta e altceva. Fermier sau ceva pe treaba de agricultură. Sunt multe activități, locătuși mecanic, care iau un certificat. Mai pleacă, care face 60 de ore, mai ia și 18 milioane în mână. Iată, niște bani care de multe ori eu spun, doamne, nu e normal că se cheltuie așa, aș vrea să cheltuie în ce? În drumuri, în apă, în canal. Dar asta este. Nu facem noi ce vrem. Banii investiți este în oameni crește și investiția în oameni, de multe ori ajungem, ce spuneam acolo, la bunăstare și la... Spuneați dumneavoastră, vorbeați de sume foarte mari din banii europeni. Ca să atrageți acești bani europeni, aveți nevoie și de o echipă foarte bine formată. Cum v-ați găsit personalul calificat ca să atragă? Pentru că multe din UAT-uri se plâng de oameni că nu are cine să facă proiecte pentru a atrage astfel de fonduri. Cum de dumneavoastră ați găsit echipă, v-ați format în aparatul dumneavoastră o echipă care să reușească să strângă atâtea proiecte? Dacă vă spun și vă răspund, dacă vă dezamăgesc, că nu am echipă în primărie. Și atunci cum reușiți să atrageți? M-am bătut, m-am luptat, mi-am ales oameni și care așa, ia câtă, pe POCU. Profesor de engleză, domnișoară, care uitați-vă acolo, toate alea de acolo sunt luate de către el la toate festivalurile la care a participat. Acum mai noi am trimis, le-am dat 80 de milioane și s-a dus cu, nu știu, 15 copii, cât s-a avut, și s-a dus la Mangalia, la acel festival. Și a luat locul, uitați, acum e și pe aici, cred că acolo aia este premiul, nu știu. E pe aici, mi-a pus-o băiatul acolo, să o avem, că au câștigat în Mangalia. Profesor de engleză. Profesor de engleză e managerul acestui proiect. Credeți că eu mă să mă duc să mă apuc să merg la un consultant, că o să ajung și cu consultantul acolo. Dacă știam că în spate n-am un om ca Marian și Dealul, n-am un om care a mai făcut proiecte singur și a ajuns la 100.000 de euro, poate a avut și de 200.000 de euro. Pentru că dacă n-ai asemenea oameni, tu ca primar nu poți să gestionezi totul. Și merge la consultanți acum. Vreau să vă spun că alantieri și mâine la București și mă întâlnesc cu un consultant care, când am făcut acel parc fotovoltaic, care în primul an plângeam ca un copil că nu mă furau ăștia, nu știam cum să, de ce nu produce, când încolo ce-au făcut pe acolo, mi-au schimbat invertorii, după un an de zile am reușit, făceam 2, 3, 5 mega și pe acum fac 60-70 de mega, chiar astăzi calculam aici,
Și numai pe luna, pe luna august am 52.194, 52 de mega. E altă situație, când făceam 10. S-au dus, s-au schimbat, asta este România, mafia. Dar am reușit, cel puțin acum sunt mândru și mă suna la întâlnit și putem să ne întâlnim, că vreau ca școala, acest liceu, grădinița, primăria, sală de sport, vreau ca acest bazin de noți să-l acoper, să fac o apă cu încălzire și să-mi fac o microstație aici, acum tot pe banii de la free, pentru că acel consultant, toți consultanții și oamenii care sunt pregătiți în proiecte europene, intră pe site-ul primăriei și văd câte proiecte are Ciocea la Bustuchin. Băi, dar și discută cu cine intră și vede ce societatea, bă, cum e omul ăla? Băi, muncesc, îmi dă banii să nu-i pierd, să nu... Și te sună ei. Și uitați-vă, acum vreau să vă spun că am două proiecte care le-am depus atunci pe bani europeni, când a fost cu pandemia, și a fost nebunia aia cu măși, cu asta, și erau bani europeni, și am depus, și am proiect acum câștigat de 15 miliarde, și vă spun că nu o să le iau, că mi-e rușine să cheltuie atâția bani. Pentru ce trebuia să fie? Adică, la școală o să fie aparatură, pe, să treacă copiii până aproape, profesorii, cu, nu știu, cu măși, cu soluții, și credeți-mă că nu o să le iau, uite, și, dar, într-adevăr, găsești consultanți care ei nu ți-a decât 2.000-3.000 de lei, iar la semnarea contractului ți-a diferența. Și nu e mare. Deci, dar aia cum vin. Oamenii se uită și văd, bă, ce a făcut ăla. Și să vorbesc între ei, m-a păcărit, ți-a păcărit, nu te-a păcărit, e serios, nu e serios. Ca să știți, așa am făcut. Iar lupta mea e lupta mea. Uite, mâine eu merg la București, mâine și am întâlnire pe treaba asta. Și mă duc la un minister. Și cei de la Free, de unde am luat eu banii și am făcut parcul, cum am spus, Free-ul nu sunt bani, îi dai înapoi. Dar problema este că îi dai eșalonat și îi dai într-un timp mare. Dar este altă problemă, că, vedeți dumneavoastră, dacă ei, guvernul ăsta, gândea de mult, cum gândesc acum, că acum, alantre, am discutat cu consilierul ANR-ului, care președintele ANR-ului, și acum eu am produs, da, 62.000 de kilovați. Eu când îl vând, știți cu când mi-l cumpără, cu când mi-l cumpără Cezul sau Timarul? Cu 1,50 lei. 150, dar pune în kilovat, 1,50 lei. Și el mi-l vinde ce consum eu, cu 3,50, nu face compensație. Și atunci nu, e, nu este bun, bine pentru mine. Și acum să da, să da lege, să văd că le mai vine mintea la cap, pentru că era o hoție pe față, și acum va fi. Ciocea produce 60 de mega luna asta, a consumat cu tot aerul lui, cu ilumina cu tot 20 de mega, fac 40, da? Rămân. 40 îi negociez și atunci e altceva. Și gândiți-vă că am plus 40 și ăsta va fi rata aia. Dar până acum... Când îl vezi cu 1,50 și ți-l dă cu 3,50, nu mai e... Nu și poți să sunteți beneficiarii acestei legi. Da, și eu mă bucur, eu deja știu că eu am vrut să... Am mers la București și am vrut să fac la Parlament o interpelare pe chestia asta și mi s-a spus de către consilierul care este Gorjan, domnul Iriza, este unul din consilierii și spune domnul Ciocea că l-am adunat și am zis, domnule, vreau să vedem care e treaba, că am auzit că lucrez de acolo. Nu, este deja act normativ prin care se va face treaba asta. Se dumneavoastră aveți pe casă, da? Acum îl băgați direct în sistem, aveți un surplus, câștigați. Așa trebuie să mai dați. Vedeți? Este lucrurile din mers să schimbă. Dar ce este? La noi a durat cam mult al naiba. Poate nu a fost nici interes. Ei, așa am făcut eu, ca să știți. Ați văzut că mă critica eu, doamna Ana Stoia, nu știu, place, la Gorj Unai, care venea la mine... Și când te-am panglici, eram cel mai bun primar din România. Toată ziua, nu e zi să nu scrie de Gorjan, e unul care dă, care toată ziua, că nepotul meu nu a luat bacul, că nu știu ce, prostii de asta. Dar când vedea și mă sălta în strâmb și spunea că sunt cel mai bun, acum scrie numai în fiecare zi, dar eu nu mă mai uit. Uite, la întâi, am văzut aici, mi s-a adus aici de către... Ia uite, și colegii noștri de presă au preferințe și... Da, dar spune adevărul, uite, Ciocea a angajat oameni de-ai USR-ului. Aș vrea să discutăm un pic de problema aceasta. Domnișoară, ați văzut o fată aia tânără care a intrat. Sunt numai, au terminat facultatea, numai debutanți am luat. Păi acum, dacă fac, păi care-i problema? Dacă e unul la concurs, numai dacă te duci la un concurs și e singur, și ai luat și ești cel mai bun, și a fost doi să dau vreunul afară să zic, băi, ca să, până la urmă să zic, băi, Ciocea
a avut preferințe. Deci posturile au fost ocupate în urma scoase, unor concurs. Scoase, băi, domnișoară, dar toate sunt scoase, vă rog să le verificați. Oare acesta, dacă eu aș da judecată, eu nu stau să-mi pierd timpul, că toată lumea spune, dă-i domnule judecată și demonstrează, că nu se vede. Nu are rost să pierdem timpul. Păi ce, îmi pierd timpul cu... Nu, da, vreau să vă spun și asta. Vreau să vorbim despre ceea ce se întâmplă în comuna dumneavoastră, pentru că aveți destule de discutat și în principiu, în principal, aș vrea să discutăm. Și asta s-a întâmplat tot în comuna mea. Că aici am angajat tinerii la primărie, nu? Da. Fiecare dintre colegii noștri au dreptul să își practice meseria așa cum dumnealor consideră. Haideți să discutăm despre viitorul comunei și aici mă refer la tineret, pentru că faceți demersuri semnificative ca să le creați cele mai bune condiții celor mici. Și aș vrea să ne povestiți dumneavoastră, pentru că de puțin timp a început noul an școlar fizic, știu că ați realizat un proiect prin care ați oferit tuturor preșcolarilor și școlarilor din ciclul 1-4 de învățământ ghiozdane echipate. De ce ați luat în considerare o astfel de acțiune? Măi, domnișoară, la un moment dat trebuie să părinții din zi în zi fără loc de muncă, sărăcesc mai mult. Din dorința, asta e una, că până la urmă, știți, să nu fim ipocriți, că orice om de 100 de lei găsește bine casă când e vrea să investească în copil. Dar mi-am dorit ca între copii să dispară diferențe, să nu mai fie. Cum am spus, am venit primar în comuna Bustuchin. Vreau ca să nu mai fie discrepanță între omul din Bustuchin, din rural, la urban. Și le-am creat școală europeană, le-am creat drum, le-am creat damas apă, le-am adus tot ce le trebuie lor, da? Gaze, canalizare și așa mai departe. Și într-o zi, mi-am venit așa, domnule, ca să eliminăm și treaba asta, am mers în fața acolo și am spus să avem grădiniță cu programul prelungit. Plus 1, 2, 3, 4, că la 5, 6, nu mai e că ăștia deci au ajuns mai aineabe ca studenții, doar își bagă un canețel în buzunar de la școală. Și zic, dacă totuși iei ceva, să și vezi că îl folosească, să-l folosească. Și le-am luat acel pachetele, 100 de lei, în care au 11 produse. Nu, mare, ce 100 de lei. Dar ținând cont numărul da. De beneficiari a fost. Ia uitați ce frumos. Dar 260, numai de la unul, parcă, gândiți-vă, eu am 500-600 de copii în comună. Vezi, astea sunt lucruri minore, dar semnificative ajung la sufletul copilor și nu numai. Aici nu se vede la școală, la să vină cu nu știu ce ghiozdan sau cu nu știu cu ce geantă de aia, de care bani. Și la, ia că am făcut și chestia asta ca să nu mai fie diferență nici de gândire, nici de afecțiune până la urmă. Că atunci zice, eu uite ce are ăla, să uite la săracul, el vine cu nu știu ce. Da, dar... am spus-o, asta e nimic. Eu, de când am venit primar, mi-am dorit ca să fac școli europene. Și ați reușit cu toate unitățile din învățământ? Deci nu veți găsi în Bustuchin încă de 10-15 ani în urmă. Nu, dacă uitați, nu încă mai găsați de ce un fundul curții, numai cum văd că spun la televizor. De asta te amuzează când vezi în zona aia din Moldova. Chiar la 2021 să mai vezi asta. Dar și asta depinde tot de edil, de primar, dar depinde mult și de școală. Ia că peste capul meu, inspectoarea generală a schimbat directorii. Cred că nu știu ce nu mergea sau poate mergea foarte bine. Ați fost consultat? Niciodată și nimic cu nimic. Nici nu mi-a cerut. Deși, domne, ca ar trebui consiliul local. Hai mă, că primarul are ceva cu directorul. Dar să iei doi oameni care a făcut, că am văzut că a pus și o poză când a schimbat directorii, care arăta frumos, cu verdeața aia, cu fântână arteziene. Oare ce vrea să-i laude pe cei care au fost proastă? Arăte ce făcut sora aia. Să arăte pentru ce a demis, nu? Sau de ce a schimbat? Da. Sunt în administrarea UAT-ului, da? Dar înțeleg că nu și personalul din învățământ. Nu și personalul, dar când vorbești de director, când vorbești de conducere, vreau să vă spun ce, la un moment dat, credeți-mă că mi-e frică și cred că o să-i retrag și semnătura de terciar, de ordonator. Adică eu i-am dat, dacă ăsta a eliberat diplome la o meserie și nu a fost acreditat, dacă a avut curajul ăsta, mi-e frică că semnează un ordin și eu l-am, și eu cred că o să retrag sprijinul, o să fac și asta. Dar nu vine să o fac din dorința de a nu bloca o unitate. Deci gândiți-vă,
că în momentul în care trezorerul nu-i va da voie să, nu-i dă voie să semneze un ordin, până nu semnez eu pentru el. La specimenul lui de semnătură. Pe bun, și atunci, care a fost logica pentru care dumneavoastră nu ați fost consultat atunci când s-a schimbat? Logica e politic. Că a vrut eu unul, Pătrulescu aici, care este este la PNL, care nu face decât 105 voturi, să-și acășea neamurile toate, probabil mai și plătește câteva, și să face consilier. Păi de ce să nu fac? Pentru că spune lumea, eu când spun, eu pot să o demonstrez în fața instanței, da? Și că da, la alegeri, la Parlament sau la Europarlamentar nu face 50 de voturi. Da, îi mai ajut eu, că eu mi-e rușine de cum e Dan Vulceanu, cum e celălalt senatorul, că sunt prietenii mei. Ăsta e adevărul. De ce să răspund? Și vine un inspector general care poate, cred că n-a făcut nimic în viața ei, să facă așa, eu știu, cum am făcut eu o școală sau cum am făcut un drum. Și bine, și schimbă, hai să-i schimb o ciocea că e tare din sau că să meargă prost, să închilici eu probabil, asta vreau. Pentru că dacă se va întâmpla asta, lucruri că, sigur că oamenii, pentru că, de ce să nu închid la Bustuchin, să nu fie Cărbunești, să nu fie Târgu Jiu? Ce să amărâți ăștia să-și ducă copiii, să-și vândă și vaca, și vinde și casa ca să ducă copilul la școală? Asta e mentalitatea lor. Aduce doi amestre, aduci. Să aduci tu director, n-am nimic, e un băiat, am înțeles că e un băiat extraordinar, și știu pe maică-sa. Dar nu e problema de el. Să aduci învățător, să-l pui, încă o dată spun, să-l pui când, la o catedră tehnică, la un liceu tehnologic. Dar aceste, credeți că e normal? Aceste posturi nu ar trebui să fie obținute prin concurs? Da, am zis că să fie. Nu, nu, acum anumiți. Până în octombrie. În octombrie se pune dosare. Dar cum poți să faci asta când era o lună de zile, e normal? Asta e o normalitate? În România, da. Da, e o normalitate, da. Da, este. Orice normalitate, da. Adică nu v-ați mai întâlnit cu astfel de practici până acum? Observăm foarte clar. Păi, dar eu am mai pățit așa, ce spune. Sunt bărbaia bătrân, 25 de ani, de primar. Și de ce vă mai puneți astfel de întrebări? Băi, pun că nu mai suntem în 2000, și suntem în 2021. Suntem în 2021, așa, ar fi trebuit ca cei oameni care duc acolo să cel puțin atât să gândească. Acum, pe de altă parte, vă spun, USR ne promitea că nu vor mai fi astfel de numiri în funcții, ci funcțiile cheie vor fi obținute doar prin concurs. Nu prea au reușit să-și ducă planul la bun sfârșit, adică s-au blocat undeva. Da, păi, ce să mai... Nu vedeți ce este... Ce e în guvern? Vă afectează în vreun fel activitatea OAT-ului criza aceasta politică? Nu, așa, pe mine nu mă afectează. Deci, pentru că poate că sunteți mai tânăr și cred că nu știți, în ultimii 3 ani eu n-am luat un leu. Luați de la buget, repartizarea bugetului și urmăriți-o. Acum mi-au dat 246 de mii, asta înseamnă 2.460.000. Ei mulțumesc, dar ați făcut direct. Îi mulțumesc lui Dan Vulceanu, că cred că el acolo și el a ajuns și el ministrul finanțelor, Igor Jean. Nu, sincer, n-am, cu Dan ce am avut, i-am spus întotdeauna, nu, da, ce mi-a făcut mie, ce-am făcut ăștia mici, cu schimbarea directorului. Nu, el n-a avut timp, el atunci îl numeau ministru, săracul, numai imperia lui să nu fi fost, știi? Dar văd că acum a dat la toată lumea, ceea ce nu sunt... Aproape, da, dar poate n-a dat la ea, că e o formulă, care au luat miliarde, când eu n-am luat niciun leu, sau peneliștii când n-au luat niciun leu, că mințiți că de-a împărțit alții. De exemplu, municipiul Târgu Jiu n-a primit niciun bani. Păi e formula aceea, probabil ai venituri, probabil nu se știe ce ai. Dar eu am spus-o, mie nu mi-a dat Cosmin Popescu, care eu cred că am ținut la el ca și la părinții mei. Și m-a dezamăgit total, să nu dai nimic în 3 ani, să nu dai un leu. Dar eu acum m-am întâlnit că mi-am dat mâna cu el și am spus, poate cumva ai scăpat de sub... cum să spune, presiunea aia politică și zic, nu te mai, îmi dai și mie ceva acolo zi, la drum, să-l văd acum, l-aștept. Când se va face aia? Păi trebuie să o fac în zilele astea. Eu m-am întâlnit săptămâna trecută cu el. Dar aveți neapărat nevoie sau doar așa ca o chestiune? Nu, păi dacă nu mi-a dat în ultimul timp, am atâta de făcut, ca orice om. Eu mi-am mai, mă descurc, că v-am spus-o, când am pus o taxă la Petrom, vă spuneam că în discuțiile astea, un consilier aia care, de fapt, nu a făcut nici pentru ei, nici ei, dacă nu știu să miște, sau dacă nu gândesc, nu participă să-și pună strategiile pentru omul, să știe, să ai informații,
A, ai pus taxe, închis petrolul, pleacă din Bustichin. Nu, eu le-am pus-o că știam că strategia am fost... Să le explicăm complet telespectatorilor noștri. Dumneavoastră ați impus o taxă societăților comerciale, în speță cei care se ocupă cu petrolul, cu o anumită masă a autovehiculului, să plătească o taxă de tranzit, nu? Da. Da, la intrarea... Cam câți bani aduce o astfel de taxă în bugetul local, domnule primar? La intrarea din drumurile județene spre, și la intrarea în comună, nu știu, n-ați fost atentă, dacă ne știți să fiți atentă, să vedeți că la fiecare intrare în comună este o plancardă mare. În comuna Bustichin, pe drumul se plătește taxă. La PECO, nu e la PECO, avem și acolo, avem un punct de control unde sunt verificați, sunt urmăriți, se emite un aviz, o autorizație. Și luăm în jur de, dacă astăzi nu luăm 30 de milioane, păi mine luăm 60 sau 70. Deci în raport, de ce am făcut asta? Ca să știe lumea, eu n-am pus pentru cel care și-a dus o mașină de lemne. Deci, riverani, cum se spune, sau cetățenii comunii Bustichin, n-am pus, pentru cei care duc marfă la Crăciun. Ci am pus pentru că pentru omul MV, încă din 59, suge din Bustichinul ăsta. Când am venit în 96, a trebuit să pun barieră aici mai sus, mașini de-a doua, să nu le mai dau voie să circule. Era drumul, cum e drumul oaselor. Am spus-o de noi și am mai spus și în 2021, de acum 25 de ani, când am spus-o în primul an. Dacă un copil de 3 ani ieșea la poartă să trasă o ploaie torențială, să ne ca în gropile alea, neasfaltate, nebetonate. Și atunci am pus barieră. Făceți-vă pe amăra de voi drum. Dar era... Era un domn Mischesei, fie sănășoare, era un Toni Greblă, prefect, care puteai să discuți cu ei, domne, mă susțineți, uite, hai să facem asta, hai să facem asta. Ei, pe acum nu mai pus, că acum ți-e și frică să vorbești, că te ia dracu și te leagă din fașe, că sunt toți în mână așa. Ce să faci? N-ai ce să, politic nu mai poți să discuți. Da? Am spus-o și o repet, am pus acea taxă pentru că sunt, cred că 100 de firme, căpușe. Vin toți și suc din Bustichin. Nu dau niciun leu la stat, pentru că atunci când spui să-ți facă punct de lucru, îți vine cu 5 oameni, dar ei sunt 100 pe acolo și n-ai cum să-i controlezi. Nu poți. Nici legea nu spune. Legea spune că dacă are pe zicea, păi ce eu pot să stau să-i număr oamenii lui? Ia banii, pleacă. Și atunci a făcut pentru acesta. Iar la bugetul local nu rămâne niciun leu. Păi, dacă și s-a registrat la fisc, a rămâne și Gorjului un buget bogat și Ciocea a luat și el cota lui aparte. Aici e durerea. Și atunci stai, bă, așa, băi. Stai, bă, mă fac eu. Și am venit în Consiliul Local, bineînțeles că am avut și aici tunci de furcă cu poliția, nu dădea avizul, că nu poți să pui, că nu ești tu Ciocea ăla care faci legile. Și? Ați reușit într-un moment. Am reușit, am adus experți să demonstrez că drumurile mele sunt făcute pentru trafic ușor, să... Arăt multe lucruri și cere acolo în documentul. Da, am făcut-o, am cheltuit niște bani, dar mi-am câștigat. Și de aici am putut să rezist. De n-am bătut la ușa, să stau să plâng la ușa lui prietenul meu. Și acum mai am așa pentru el ceva, Cosmin Popescu. Nu se poate. O trece politica asta, nu poți să uiți timpul alea, dar m-a rănit. Dar m-a rănit mult pentru gestul. Putea să spună, băi, Ciocea, mă dă Weber afară. Băi, Ciocea, mă dă Weber afară. Nu vii la mine, nu m-am dus, nu am ieșit deloc. Sau nu mă mai suna, sau uite, asta și asta. Dar nu să mă pedepsesc, să pedepsești o comunitate pentru un om, să nu-i dai un leu. Ei, uite că eu am numai șantiere. Dacă vreți să mă duc, cred că am 5-6 șantiere. Uite, la ca să-i facă în caz. La ce lucrați, domnule președinte? Acum asfaltez două drumuri vicinale. De-aia am încercat să-mi dea și mie pe 2,6 miliarde, așa. Poate mă aude să-mi dea, că îmi lipsesc din ce am strâns. Dar nu e problemă, mai rămân și datorile, mai dau și la nume, că sunt credibil. Știți că la constructorii, când ești serios, poți să vorbești și pe viitor. Acum lucrez la un pod. Am făcut acum o lunecare de teren, că am luat-o pe situație de urgență. M-am mișcat repede, am făcut hârtire și am luat banii. Asta e, ce să-i fac. Gândindu-mă că, n-am ce să, dacă nu e așa primul să fii în față, ia câtă drumul județean, când ați intrat, ați văzut? Deci acest drum județean în 2016 era etapa 1. Anul ăla cu deputăția și cu parlament. Era etapa 1.
Și mi l-a schimbat domn Cârciumanu în etapa, să fie etapa a doua, pentru că era Negomir, nemțeni din Dos, erau două drumuri strategice. Bustuchin, Locrești-Bustuchin, Alimpești, Buroșia, Ciupeșeni de Oter, la pachet Câmpul Mare, Alben-Prigorea. Și al doilea era Negomir, nemțeni din Dos, cu Picul Vrădulen sau Vrădulea, sau nu mai știu, numai dacă mă uit în hârtie. În 2016, fiul mai mare, președinte de partid, mi-au schimbat etapa. Adică, în loc să apuce prima dată la noi în zona asta, trebuia să apuce... Și atunci i-am sunat pe Călinuș și am spus că e de la DNA. Să-l întrebați, că e prietenul meu, să mă aud. Ioane, să confirm. Eu știam că 5 km, 180 din drumul ăla era dat la CEO, pe când era prieten Cârciumaru cu domnul director, care după aia s-au stricat prietenia, că nu l-a făcut parlamentar. Știți cu cine? Așa, cu Ciurel, da? Ei, Ciurel nu a mai făcut, domnul Ciurel, să mă scuze, că nu știu dacă e mai în vârstă, dar eu respect. Nu e problema asta, faptul că nu i-a făcut drumul, e problema lor. Ei n-au mai dat drumul ăsta înapoi, să-l dea tot prin... Dându-o prin hotărârea Comisiei Județeană, tu nu ești proprietarul drumului. Și îl sun pe eu, pe Călinu, și spun, Ioane, nu revii în 24 de ore? Eu mă duc la DNA, Doamne fește, nu știu unde e, cam 21 de ani aveam atunci. Zic, nu știu unde e, doar de nu și ajunge pe acolo, dar dacă... Și Călinoiu, probabil că a uitat, nu știu să, l-au luat ăștia, că le-au adresa Mederea pe București și spune. Urmarea discuție purtate la Mederea pe București, adică la Ministerul Dezvoltării, așa? S-a luat un notar hotărâre, etapa 2, etapa 1, etapa 1, etapa 2. Erau mai mari, ei decideau. Călinoiu și Cârciumanu. Și a revenit, e hârtia, că dacă eram pregătit, s-ar putea să o am chiar în dosarul ăsta roșu, să-l văd dacă e ăsta. S-a revenit, ăsta este. Ăsta e dosarul de ședință. Și scrie domnul, imediat 24 de ore, revine la adresul vestul Oltenia, domnul Călinoiu, chiar ăsta e dosarul. Scrie că se revine, etapa 2 va fi etapa 1, etapa 1, întrucât sunt probleme juridice ale terenului. Care așa scrie un semen de 5 km, 180, ați fie pici pe jos, până. Da, mă rog. Și veți reuși să prioritizați și acest... Ați reușit, de fapt. Am reușit și uite că se lucrează. De asta este șantier. Dar m-a costat. Că n-am dat banii la partid 2 miliarde, deputat, senator. Deci, ca să fii deputat, trebuia să dai unul loc 1 și 2, 2 miliarde și senatorul locul 1, ca să știți, că nu mă feresc. Să mă dai judecată sau să spună ei. Eu să ies și cui 2... Trebuia să dați, domnule Cîmpeanu? Păi 2 miliarde trebuia să dau. Unde? Păi la partidul să dai. La partid sau cuiva anume? Nu, la partid, cine? Și eu eram că noi și cu Ciumaru acolo, că nu eram alții 7, da, 3 eram. Să dovediți... Păi dar eu spun spuse prima dată asta, păi hai să spune ei. Și asta era una și doi, mă mălai și de gând cu drumul ăsta și mă țină până pe ultima seară și mă de trei jos la deputați. Da, le dea Dumnezeu sănătate. Aveți gând să mă bucur că... Eu? Da. Nu, am de gând să gândesc, să pregătesc un tânăr, păi tânăr că mai în vârstă, o persoană care să ducă pe mai departe sau să văruiască ce am ce le las eu. Și dacă o fi să toți și constat că pot să fac, să mai fiu veți mai candida pentru oameni, încă un mandat? Voi duce pe acea persoană să preia și vreau să merg pentru Consiliul Județean. Să mă mandat, să le arăt ce să face. Deci în 2024 aveți da. De gând să candidați da. ca și președinte de Consiliul Județean. Pe lista Consiliului Județean să mă pună, dacă iau, dacă nu iau, nu iau. Vă mulțumesc din suflet, domnule primar, pentru da. Acest interviu și cu altă ocazie vă aștept, dacă nu, la dumneavoastră acasă, în platourile EMI-TV. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și până la o nouă revedere, vă urez toate bine.